Bun venit în emisiunea Escu TV, Romanița Iovan, emisiune care se difuzează din Quebec, dar e văzută de români din toată Canada. Bun venit! Mă bucur tare, tare mult că în sfârșit ne revedem și mă bucur mult că ai venit aici, în Canada, măcar prin intermediul emisiunii. Eu sunt foarte încântată de invitația pe care mi-ai făcut-o și mândră de tine și dor de tine, că nu ne-am văzut de foarte mult timp și sper să fie această punte între noi, românii din România și românii din Canada, un bun augur pentru următoare evenimente pe care poate le vom face împreună. Mi-ai luat înainte. Eu îmi pregătisem așa o prezentare. Femeie de afaceri, manechin de ieri și de azi, femeie de afaceri de succes, manechin, uite-te și tu la tine, uitați-vă, toți te vedem, nu e mai nimic de spus în privința asta. Ești un om atât de curajos și atât de puternic, Romanița, o femeie frumoasă, ai scris, da, cel puțin o carte, voiam să fie surpriză, dar uite aici, vorbim și despre asta. Ai inventat, pur și simplu, ai luat de la zero brandul românești de succes, nu mai zic de casa de modă Romanița, care împlinește o cifră rotundă, dacă vrei spunem, adică din ce în ce se rotunjește vârsta. Iar ultima ta ispravă în materie de branduri românești studiate și bine puse la punct conține aur la propriu. Nu știu, eu cred că ai descoperit secretul tinereții fără bătrânețe și vreau să ne spui sincer, da sau nu? Nu l-am descoperit. Eu cred că acest secret este undeva latent în fiecare dintre noi și depinde de noi cum îl scoatem în evidență și, de fapt, cum îl descoperim în noi înșine. Și este evident că orice parcurs în viața noastră, atât cât durează ea, trebuie să fie frumos, trebuie să fie plin de flori, trebuie să fie plin de culoare, cum zic eu, în primul rând. Și în momentul în care lucrurile sunt frumoase în jurul nostru, este evident că și tinerețea se menține așa cum ne dorim noi, adică fără bătrânețe. Tot nu ai răspuns la întrebare. Tu ai descoperit ceva, știi un secret. Cum reușești? Acum ai lansat, nu acum, ai lansat mai de demult infinitum, dar cum reușești să pornești de la zero ceva care se dovedește atât de rezistent în timp? Da? Vorbim de casa de modă Romanița. Acum de aceste creme, care înțeleg că sunt minunate, dacă vii în Canada, dai seama că toate doamnele și domnișoarele de aici de anăvală. Domnișoare nu, pentru că sunt creme anti-aging, mm-hmm, pentru un ten matur. Femeia peste 30 de ani poate folosi astfel de creme cu astfel de ingrediente, tocmai pentru ca tenul să nu se obișnuiască de la o vârstă fragedă cu ingrediente anti-aging și în momentul în care chiar ar avea nevoie să nu mai reacționeze. Deci asta e o chestie foarte serioasă. Deci această gamă de cosmetice este gândită doar pentru ten matur, doar pentru femeia de peste 30 de ani. Dar aș vrea să îți povestesc un pic cum a început această colaborare și de fapt această asociere cu un brand deja existent în România, un startup din Cluj, care făcuseră în momentul în care noi ne-am cunoscut în timpul pandemiei, la o prezentare de modă, dai seama, deci a fost așa o chestie, nimic nu este întâmplător. De altfel, că dau dintr-una într-alta, într-adevăr, casa de modă împlinește pe 4 iunie, 31 de ani de activitate. Mulți înainte, trebuie o petrecere, trebuie ceva. Da, pe cea de 30 n-am făcut-o, deși dacă nu o să fie de 31, sigur o să fie de 32, undeva în Canada. Lucrurile pot fi foarte frumoase dacă gândim pozitiv. Și a fost chiar în timpul pandemiei, practic în 2020 toamna, ne-am întâlnit la Cluj, acolo unde participam la City Fashion Week cu ușile închise, practic a fost doar o filmare care urma să se dea pe posturile de televiziune și în mediul online. Și în cadrul acelui eveniment, această firmă Infinitum, de un startup, cum am zis, din Cluj, care tocmai ce făcuseră
în prima lor gamă 5 produse, m-au abordat, pur și simplu, în culise, au venit ca și promotori ai industriei de beauty și m-au abordat în culise și am stat mai mult de vorbă cu... Sunt două fete minunate, deci este o doamnă, o doamnă care, doctor în chimie, care e cea care de fapt gândește toate formulele astea miraculoase, și asociata ei de atunci, care normal a rămas și în zilele noastre, Cristina, care este specialistă în marketing. Deci practic asocierea asta dintre cele două doamne. În momentul în care am vorbit despre ingredientele pe care deja le-au folosit în aceste produse, despre cum sunt produsele, bineînțeles că mi-au dat să testez dintre produsele deja făcute de ele. După, să zic așa, vreo două luni de teste, am zis, da, sunt produse bune. Mi-au propus să ne asociem pentru această gamă nouă, Infinitum in by Romanița Iovan, și să creiem ceva. Chimista, îți dai seama, adică specialista a scos formulele pe care eu le-am testat la fel după aceea și am ales formula cea mai potrivită, să creăm o gamă specială anti-aging, pornind, aici a fost o chestie super interesantă, de la ingredientul unic care avea să vină în România, mătasea, un ingredient care de fapt făcea legătura între fashion și industria de beauty, pentru că această fibră naturală a fost pentru mine și rămâne în continuare una dintre preferatele mele. Practic nu am colecție de-a lungul celor 31 de ani de activitate fără să fie parte din colecție această fibră naturală, mătasea. Au venit cu această idee, acest ingredient are proprietăți miraculoase. Unul dintre ele este acel de a proteja derma de toate efectele poluării și de a crea practic ca un fel de second skin. Adică atât de bine se mulează pe piele și atât de bine intră și ajută și la hidratare. Dar acest efect pe care îl creează de second skin e un efect unic, ca să spun așa, prin faptul că această mătase sau acest ingredient mătase, deci chiar mătase, deci așa cum viermele de mătase în 28 de zile se maturizează și ajunge să facă firul de mătase, așa și crema noastră, această cremă, că vorbesc de una, sunt mai multe acum în momentul de față, și crema noastră își arată efectele după 28 de zile, o lună de zile de folosire. Romanița, un om deosebit de serios. Spuneai de tinerețe, vorbeam de tinerețe fără bătrânețe și acum mi-ai spus că de fapt trebuie să muncești, trebuie să muncești la asta și da, să întreții. Am citit am văzut acum foarte multe despre relația ta cu Albert, trebuie să vorbim despre minunea din viața ta. Este un copil atât de cuminte, atât de talentat, merge pe direcția periculoasă, tu ești o mamă curajoasă, nu știu cum, îți stresare inima, te duci cu el peste tot. Și el a zis că ești cea mai mare mamă din grupa lui și așa, și tu imediat ai venit cu, uite-mă, am fire de păr alb? Nu, îmi îngrijesc, nu. Și cred că Albert este tare mândru, tare, tare mândru de tine, nu mai zic de tine cum ești. Spune-ne cum a început pasiunea lui, când ai observat că vrea să facă lucruri din acestea duse mai spre extrem, adică un sport extrem, la asta mă refer, raliurile. Mă rog, tot în timpul pandemiei. Deci, dacă mă gândesc și am zis chestia asta de câteva ori până acum, că pentru fiecare dintre noi, un parcurs nefericit în viață poate avea repercursiuni și fericite. Adică, practic, ar trebui să luăm din orice ni se întâmplă darul care ni-l oferă de fapt ceea ce s-a întâmplat. Chiar dacă ceea ce s-a întâmplat era ceva ce nu ne plăcea nouă. Cum a fost pandemia? Pentru mine a fost întâlnirea aia
extraordinară cu acest brand Infinitum. L-am adăugat și numele meu și am creat o cremă, mă rog, nu numai o cremă, că deja avem 4 produse în momentul de față, 4 produse. Și serum, am văzut. Și serum, da, exact, 4 produse deocamdată în sub brandul nostru, dar și pentru Albert, în timpul pandemiei, în 2020, pentru că în toată vara n-am putut să plecăm nicăieri și n-am avut vacanță și am stat acasă, Albert plictisându-se, a început să citească foarte mult despre Formula 1. A citit atât de mult încât efectiv știa aproape istoria Formulei 1. Și de aici, mama, aș vrea să îmi fac un simulator, să mă joc acasă cu simulator de Formula 1, adică practic o chestie ca un scaun, știi? Cu tot, cu ecran, deci aveai, ca și cum tu erai Hamilton și conduceai mașina de Formula 1 pe nu știu ce circuit, adică alegi și circuitul pe care vrei să conduci, adică chiar o chestie super interesantă. Și normal că până la urmă copilul unic, copil, cum să nu-l sprijini în ceea ce își dorește să facă și cu pasiune și în momentul în care chiar trebuia să-i dau ceva de lucru, știi, că pierdea timpul altfel. Și intrând în acest joc de a conduce mașinii de Formula 1 pe simulator, a simțit nevoia să facă mai mult decât atât, în sensul să facă ceva legat de orice către competiție. Cei care au pornit și au ajuns în Formula 1 sunt cei care, atunci când erau de 5 ani, 4 ani, 3 ani, s-au dus la karting. Uh-huh. Albert fiind la 13 ani atunci când deci a avut această... Era prea târziu pentru el să înceapă. El se mai ducea să se joace la karting, dar nu să facă o meserie din asta, știi? Și am zis, ok, ce putem să facem? Pentru că e prea târziu pentru karting, să te duci către drumul ăsta. Și am avut inspirația, super inspirație, să-l sun pe președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, care de fapt e fiul meu, i-am botezat fata acum 18 ani. Este Noris Măgeanu, este cel cu care Corina Danila a făcut o frumoasă fată, da, care e fiina mea. Și am spus, Noris, ce fac eu cu copilul meu? Că uite așa, așa, așa. Și mi-a zis așa, nașa, îl dăm pe mașină adevărată. Eu când am auzit la 13 ani, hello, despre ce vorbim? Îți dai seama? Zice, nu. Deci exact așa, îți dau cel mai bun instructor, se duce cu el la TT Aur, învață să pe circuit, învață să conducă și după aia vede el și împreună cu instructorul către unde se îndreaptă. El a făcut toată povestea asta. Din aproape în aproape și-a luat licența de pilot de vreme. Și deja anul trecut a fost participarea lor, participarea lor, zic că este Albert și copilotul este instructorul, știi? Sunt doi în mașină. Albert la volan și copilotul lângă el, care e chiar Rău. Instructorul lui. Și mama undeva pe acolo, cu inima... Mama e pe acolo și face poze, filme și sunt cel mai, cum să zic eu, cel mai bun... șeful galeriei, ca să zic așa. Sunt șeful galeriei. Înfocată, da. Și anul trecut chiar a făcut a făcut foarte bine. Deci a avut rezultate extraordinare mergând pe o Dacia Sandero, astfel încât era top 1 la Dacia. Deci nu mai era niciun pilot care să aibă Dacia să fie în fața lui. Și am zis, ok, ca să fii pe podium, a fost pe locul 5, cel mai bun loc, știi? Loc al lui, locul 5. Ca să fii pe podium, trebuie o mașină similară cu acelor care sunt înaintea ta, adică Suzuki. Și uite așa, anul ăsta, la prima lui etapă, prima oară pe Suzuki, a fost pe podium și a luat locul 3. Acum mai sunt încă 5 etape, că anul competițional a început pe 14 mai și se va termina undeva în septembrie, știi? Deci continuăm. Iar povestea asta cu dacă e frică mamei, mi-au zis multe mame. Este normal. Albert are în sângele lui, n-are cum. Deci îți dai seama, i-am și spus, zi, mă, taică, tu era cu capul în nori pilot de avioane, tu ești pe picioare pe pământ, ești pilot de mașină. Deci mă așteptam
grasă seară cu parașuta, deci mă aștept de la el, nici n-am cum. Deci, și nici n-am cum să-i frâng aripile, adică cam cum ar fi să-l las pe acest copil să fie frustrat de tot ce și-ar dori el să facă, cam, pentru că mama lui este o fricoasă. Întotdeauna am zis, un copil curajos are o mamă curajoasă, o mamă curajoasă are un copil curajos. Adică lucrurile se întrepătrund și sunt, există un echilibru, știi? Eu îl încurajez și să știi că este foarte safe. Adică, practic, e mai bine să-ți controlezi sau să dai frâul adrenalinei într-un mediu controlat, cum e acolo. Să spunem că mașinile astea nu poți să-i le oferi tu, sunt închiriate, da? Închiriate, da, sunt închiriate. Nu-i cumpăr eu 100 de mașini ca să aibă el un parc de mașini de... să conducă el, nu există așa ceva. Deci ele sunt închiriate, sunt echipe care au și partea tehnică în spate. Adică practic tu închiriezi mașina cu tot cu serviciile tehnice. Că atunci când mergem la o etapă, mergem, adică mașina ne este adusă acolo cu tot cu echipa tehnică. Cum s-a întâmplat acum la prima etapă, el chiar a avut niște probleme. Practic s-a blocat frâna de mână de două ori. Deci odată la o trasă. Deci cum se întâmplă un concurs de genul ăsta? Deci e prima cursă, de exemplu, este de recunoaștere, merg toți unii după alții, după care a doua cursă este o cursă de antrenament cronometrat, după care chiar începe competiția, sunt patru curse. Și sunt așa, deci din cele patru curse se scoate timpul cel mai prost și rămân trei curse cu trei timpi, cei mai buni se adună timpii între ei și atunci așa a fost cazul lui, a fost al treilea, după care a intrat în semifinală, că deci primii patru, deci primul se luptă cu al patrulea, al doilea cu al treilea, cine câștigă din primul și al patrulea se bate cu cine câștigă din al doilea și al treilea, după care cine pierde din întâi patru se bate cu cine pierde din 2-3 și uite așa una peste alta, Albert a ieșit la final, locul 3. Văd că știi deja toate detaliile astea. Păi n-am pus să nu le știu, că le învăț, îți dai seama. Dar asta vreau să spun că a avut în timpul acestei etape momentul când a doua oară s-a blocat frâna de mână și a forțat mașina și atunci au ieșit în decor, au luat niște pomi, așa, și s-a spart geamul din dreapta, toate cioburile alea au sărit pe copilot și s-a bușit și portiera tot din dreapta, el fiind în stânga, știi, adică așa. Dar, mamă, deci avem filmările că Albert are patru GoPro-uri pe care și le pune pe mașină, deci studiază după aia toate filmările. Deci filmările în care eu l-am văzut pe Albert, pe filmare, îți dai seama, în interior, GoPro-ul către el, cum ar veni, știi? Deci, Albert nici n-a reacționat. Deci mi s-a părut de un echilibru mental extraordinar. Adică el și-a văzut de drum, chiar dacă cioburile săreau, tu îți dai seama, în mașină, geamul ăla tot spart, chiar dacă o portieră era bușită, el și-a văzut de drum să ajungă cu mașina așa. Normal că a ajuns cu mașina așa, încă nu e o problemă că merge. I-au scos toate cioburile din mașină. Cipanul săracul, că așa copilotul, avea și el niște cioburi pe lângă și pe față avea puțin, dar oricum nu s-a întâmplat nimic periculos. Ideea este că geamul a fost, în geam a fost pus un plastic. A continuat mai departe să meargă pe competiție. El a câștigat cu mașina așa bușită, ca să înțelegi. Sportul ăsta l-a schimbat, în sensul că e foarte responsabil. Adică își organizează timpul, ceea ce la 15 ani să facă un copil e mare lucru, după părerea mea, astfel încât să aibă pentru fiecare, și pentru școală, și pentru sportul lui, și pentru canalul lui de YouTube, Flix Racing, și pentru tot ce înseamnă activități sociale cu prietenii. Adică nu vrea să renunțe la nimic din tot ce îi se întâmplă în mod curent, numai pentru că are mai mult de învățat sau are competițiile și trebuie să fie focusat și pe treaba asta, știi? De altfel, din cauza acestor competiții și din cauza faptului că trebuie să aibă și echilibru fizic, dar și mental, face exerciții și se duce la sală, are un instructor de sport
cu care chiar faci, adică și de echilibru, știi? Adică cu mingea, că stă pe o minge cu picioarele care oricând balansează, îți dai seama, și aruncă câte o minge ori la mâna dreaptă, ori la mâna stângă, el trebuie să o prindă acolo unde este aruncată, cu dreapta sau cu stânga. Lucrurile astea sunt importante, pentru că el ține un volan pe de-o parte, acolo sunt, uite așa, trasele alea, știi? Trebuie să aibă grijă și să nu se răstoarne și, practic, să meargă și cu viteză, ca să poată, de fapt, să câștige. Adică, știi cum se zice? Că mașina care nu are niciun incident, nici nu o să fie pe podium. Așa e, așa e. Iar Cum el arată treaba, știi? trebuie să stea foarte bine cu reflexele. Și cum spuneai, seamănă și cu tatălui, cu Adrian, din Adrian, momentul da, în care normal. cresc, Păi are genă, îți dai seama. și cu mama. Și acum am vine o idee, stai puțin că tu nu o să vii. Câte, am numărat, am aici, nu mai zicem de prezentarea de la Olivier Lapidus în București, Festival de Modă Bucharest Fashion Week. De câte ori ai fost la New York? N-am putut să le număr, am încercat. Am fost de câteva ori la New York, da. Da, e. Chiar și pe lângă faptul că am fost, deci aici a fost într-adevăr o părere de rău cu faptul că n-am putut să continui ce începusem până în 2014, pentru că am avut niște realizări la sfârșitul lui 2013, în sensul că rochile mele au fost într-un showroom la o firmă de PR foarte mare din Los Angeles. Și am reușit în câteva luni de zile să îmbrac pe covorul roșu pe Mackenzie Westmore, cea care era gazda premiilor Emmy Art Creativ din 2013, și la fel am îmbrăcat-o pe Britney Gastineau pe coperta de Hola Magazine, ediția Mexic, știi? Asta la sfârșitul 2013. A Mișcă. venit 2014 când a murit Adrian și în momentul ăla pe mine nu m-a mai interesat altceva decât să mă ocup de Albert, știi? Și așa a fost să fie. Să nu mai continui, dar vreau să mă duc din nou la New York. Deci, practic, vreau să mă duc la New York. De-aia zic, noi suntem foarte aproape aici și de-aia acum mă gândeam la Da, am combinație. zis, Nu numai prima pe tine, ocazie. nu numai pe tine te așteptăm. Acum l-așteptăm și pe Albert, dar el vine pe partea lui, face spectacol pe partea lui cu mașinile, tu faci spectacol pe partea ta cu hainele. Te așteptăm cu drag. Suntem aici între Niagara și Toronto. Așa că ce poate fi mai... Te așteptăm, sincer, mi-aș dori tare mult să te revăd romanița și poate vin eu în țară, dar poate mai degrabă vii tu aici și sunt atâtea de discutat și atâtea de făcut. Îți mulțumesc tare mult că ai venit în emisiune. Mulțumesc și eu Mulțumesc! mult, Amorena. Da, spune-le un gând al tău româncelor plecate atât de departe de țară, așa, drept încheiere. Cum ai vrea să vii aici la noi? În primul rând, aș vrea să pot să aduc suflu, să aduc frumusețea, să aduc ceea ce se întâmplă frumos și în România. Să aduc nou val, ca să zic așa, să aduc tinerețea, să aduc, chiar aș face, dacă s-ar putea, și o prezentare de mod. Adică putem să facem lucruri extraordinare, să recreăm acest pod de iubire și de interacțiune între românii care sunt în România și românii care trăiesc acum în Canada. Cred că ar fi un lucru foarte frumos. Aș învăța și eu multe de la voi. Și poate ați învățat și voi multe de la mine. Și Te am face aștept. așa un fel de interacțiune care să creeze până la urmă o interdependență, știi? Te așteptăm cu drag. Mulțumesc mult de tot și așteptăm să Mulțumesc și eu facem mult. asta. Mulțumesc.